Steaua s-a înțeles deja cu cheșerul pe care l-a mai vrut și în vară. 400.000 de euro va fi salariul lui cheșerul în Ghencea plus bonusuri de performanță. Steliștii mai așteaptă doar un semn din Franța. Au pus pe masă 1.000.000 de euro pentru cheșerul. Discuțiile se poartă acum în jurul sumei pe care Steaua ar trebui să o plătească celor de la Bastia, a dezvăluit și impresarul jucătorului. Vă știți cu siguranță jucătorul care a semnat pentru Steaua, atunci sigur putem face comentarii. Zicu sau Sânt Mărtean vor juca și ei la Steaua în 2014. E problemă de ore până se vor perfecta actele pentru transferul unui jucător pe care mi l-am dorit din primul meu mandat la Steaua. Este mesajul misterios postat de meme pe Facebook. Cel mai diplomatic răspuns este: orice jucător bun e binevenit la Steaua. Dar până atunci n-aș vrea să fac alte comentarii. Steaua are puterea de a rezista la acest asalt al celorlalte echipe și poate să câștige campionatul.